Bună ziua, bine v-am găsit! Astăzi suntem pe data de 8 august 2022. Eu dau sirop la albine, dar nu asta e important, adică pentru mine stupine important. Și vroiam să vă zic câte ceva până lucrez eu aici. Am mai cercetat între timp despre puietul văruos și nu știu, acum a început domnul Dragoș anul trecut cu acest puiet văros. Trebuie menționat că în stupini există acest puiet văros. Pun sirop acum. Asta fac acum, pun sirop. Și am cercetat prin mai multe țări ca să vedem despre ce chiar e așa o problemă, de ce există în fiecare stupină acest puiet văros. Aici avem nuclei, avem o turtă homemade, adică făcut acasă, albina o consumă foarte bine, mai încet decât pe turtele din comerț. Deci vreau să vă zic că am cercetat și iată ce am aflat eu așa după cercetările astea prin țările străine, că în România toată lumea acum puiet văros, ce facem, dăm cu pudră. Am văzut că se folosesc acele tratamente pe bază de pudră, nici nu sunt folosite corect. Acelea trebuie băgate într-o sită și fiecare ramă trebuie ridicată, pusă așa și cernut frumos toată suprafața acelei rame, întoarsă ea. Aici am văzut că toți folosesc, arunc așa deasupra și gata, ci că nu-i, n-au ce să-i facă, dar nu așa se folosește. Să cerceteze și ei cum se folosesc. Și important e că, de exemplu, în Mexic, 75% din coloniile care au fost testate pentru acest lucru aveau puiet văros. Acum, din ce am mai aflat eu, este problema următoare. Puietul văros există în fiecare stupină, dar albina reușește să lupte cu acest puiet văros în funcție de cât de bine este îngrijită. De exemplu, dacă la albină îi dăm doar zahăr și înlocuitor de polen, atunci albina va slăbi imunitar. Albina, ca să fie puternic imunitar, trebuie să fie bine hrănită. Ce înseamnă asta? Am văzut la Costin un film la un nene. Nici păstură, nici polen, nici miere, nimic, da? Deci nu prea e de mirare că acea albină a ajuns să aibă puiet văros. Acum cazul Costin e mai complicat, de ce a apărut la el puietul văros. Cum am zis, în fiecare stupină există, trebuie doar să-i dai condițiile. Stați că o să întorc acum. O să-i dai albinei condițiile pentru a apera acest puiet văros. În momentul în care vezi că nu ai polen, da? Vii cu proteină. Asta fiecare stupină hotărăște pentru el ce are în stupină, că nu pot eu să zic acum în ce stupină e polen, în care nu e, că doar nu pot să, nici timpul nu te ajută să te uiți. Eu acum arunc așa un ochi după proteina care am pus-o și punem uleiul esențial. Cam asta ar fi. Și ce putem face noi acum? Ce putem noi face acum e ca să ne facem noi, în primul rând, turte și siropuri. Acum fiecare are diferite rețete să se informeze. Oricum ești mai ieftin dacă ți le prepar tu. Și trebuie folosit diferite substanțe. Eu, din câte am cercetat așa,
Se pare că iodul ar fi cel mai bun tratament pentru puie tuvăros. Și cum se clasifică o familie că e infectată tare cu puie tuvăros? E simplu. Adică din privința mea acum e simplu. Că se clasifică în felul următor. Până la 5 celule vizibile înseamnă că este o infectare slabă. Aici ar fi momentul de intervenit. În momentul acesta. Cu ce intervenim? Păi există și medicamentele de pe piață pe care trebuie folosite corect. Nu ceea ce am văzut eu cum folosesc unii. Și ce putem folosi? Eu, dacă aș avea așa probleme, oricum o să fac eu turtele din primăvară, toate. Și a fost în felul următor. Și aș face în felul următor. În primul rând aș folosi ceapa și usturoiul. Usturoiul are cea mai bună cantitate de iod. De aceea se folosește usturoiul în prevenire, se folosește. În tratare o să aibă efecte mai greu. Trebuie să fii foarte, foarte clare pe ei ca să reușești să stârpești și să ai colonia puternică. Și cât se poate să faci o turtă pe bază de miere acum. Și că nu se recomandă hrana cu miere, ba dimpotrivă, albina trebuie să aibă miere și polen. Acum nu luați miere din stupul cu puie tuvăros și dați la altă colonie. În străinătate mierea care este scoasă de la puie tuvăros este interzisă și de la comercializare, adică nici pentru consumul uman nu se folosește. Dar la noi merge și așa. Deci, când ați observat acest lucru, măsuri urgente și te uiți pe rame, doar vezi care e situația. Cam asta este. Nu prea poți să te joci cu puietul văros. Deci dacă în țările europene, există și în cele sud-americane, undeva s-a făcut un eșantion și au descoperit că peste 60% din colonii au această ciupercă. Este o boală micotică. Și încă ceva ce mi-am adus eu acum aminte. De unde îl iei? Să spunem că noi nu avem. Deci stufina noastră e curată și nu avem, da? Și ce dintr-o dată apare. Păi dacă a apărut așa dintr-o dată, vom avea o problemă. Cei care aveți în zonă, deci albinea slăbită, am hrănit-o numai cu zahăr, am dat numai zahăr, am scos toată mierea, am dat zahăr, am dat turte din comerț care n-au miere, n-au polen, și atunci albina o avem slăbită. Această albina merge și caută polen. Acel polen îl găsește în zone umbrite, cum e și aici la mine, e umbră. Și să zicem că sunt ceva plante sau a plouat. În acel moment, polenul de pe flori ar putea conține un pic de mucegai. Și acel mucegai este adus în stup. Pe lângă acest lucru, albina de la stupul afectat duce, să zicem, deci care afară acel puiet de cretă, ca așa îi se zice, puiet de cretă, fiindcă așa seamănă. Mai multe țări se spune cu totul diferit în fiecare țară. Și atunci, ce putem face? Nu putem face aproape nimic. Albina trebuie să fie bine hrănită, să aibă la dispoziție miere naturală, polen din natură, și cât mai puțină hrană artificială.
asta e o condiție. Acum să nu lipsească ceapa și usturoiul din turtele pe care le facem noi, că în comerț nu o să găsiți așa ceva. Baza este iodul. Există o rețetă acolo și pe iod, numai că iodul rezistă foarte puțin în preparate, se descompune. Nu putem folosi iod din acest motiv. Așa că vom folosi ceapă și usturoi preventiv. Acum câțiva ani am văzut cine folosește ceapă și usturoi. Ia ghiciți. Domnul Cărmuș, am văzut la el, în septembrie introduce acea pastă cu ceapă. Deci e preventivă treaba, nu când te umpli de puiet văros. Când te umpli de puiet văros, e bai. Mă refer că nu atunci când observ 5 celule, când observ 5 celule de puiet văros, atunci intervii. Izolezi bine, trebuie să aibă căldură colonia, să fie pături pe el, folie izolat bine și hrană de calitate. Bun, cam atât am avut eu de zis. Până data viitoare, numai bine!